Urmează simpaticul Epke Zonderland din Olanda, un specialist la bară fix. La bară, da, are argintul la ultima ediție a mondialelor. Începe cu o finlandeză. Sub salt, mică, mică ezitare, Tippelt, bine executat. Diamidov, frumos, 5-4. E un element care se numește Pegan. Aliaș Pegan, da. Da. Mai concurează, nu? Heli, salt înainte, nu mai concurează. Cred. Nu mai s-a lăsat? Cred că s-a retras. Bun exercițiu. Da, e evoluție destul de bună. Acum depinde și nota de plecare. Și în funcție de nota de plecare are sau nu posibilitatea să treacă peste Nguyen. Epke Zonderland, vă spuneam, un specialist la bară, olandezul zburător va fi prezent în transmisiunea noastră, în finala de la bară, unde probabil că va zbura mult. A avut un exercițiu spectaculos la paralele și ar putea prinde podiumul, deși mai sunt gimnași valoroși rămași în concurs. Mai este rusul Deviatovski, mai este ucraineanul Kuksenkov, un nume care e în creștere. Să mai auzim noi de acest Kuksenkov, care a terminat pe 3 la individual compus. Și mai este, desigur, medaliatul cu argint la europene, la acest aparat, la europene de la Birmingham, grecul Tsolakidis. A doua notă din concurs, după cea a lui Marcel Nguyen.